Ai cunoscut vreun jucător în perioada respectivă? Mai mult de atât, ca să vezi ce băieți mișto erau, vis-a-vis de blocul meu, era un bloc de garsoniere și așa. În care stătea și Lăcă și Belo, stăteau mai mulți. Uh-huh. Belo avea video și din când în când mai primea copii și ne punea video. Am fost de două ori la Belo acasă. Tu vorbești serios? Pe cuvântul meu. Deci îți dai seama că tremuram tot, deci nu puteam să scot un cuvânt, era lipit de perete. Așa. La Belo acasă ne mai punea pe video. Mai ții minte ce film ai văzut pe video ăla de la acasă? Nu-ți mai aduce. Nu ții nimic, nici nu mai ții minte cum arată. Rambo era pe video atunci. De video. Rambo era la mare. Că am găsit un părculeț, că după aia mi-am dat seama ce prostie am făcut. Că stăteau copiii pe scări acolo, că blocul ăla avea niște trepte mai înalte așa. Și pe scările alea acolo erau tot timpul 20-30 de copii, le așteptau pe Belo. Păi și cum făcea? Venea Belo după antrenament și zicea, hai la mine să ne uităm la film sau cum? Câteodată, da, nu știu cum, nu mai țin minte. Știu că am aflat de la cineva că uite, așa merg la Belo la film, vii și tu îți dai seama că deci mi-au căzut, deci mi-au căzut lentilele, deci mi s-a lipit ochii de lentile, ce să spun. Lăcă iarăși era foarte drăguț, tot timpul ne dădea câte o castană, câte o cutare, stătea cu noi, zâmbea, ne răspundea, adică super, super prietenoși așa, deloc în față, știi? Și erau Dita mai campionii Europei, știi?